Spune, soră, spune, frate, ai în lume vreun necaz? Cine oare în lume poate să nu știe în veci cum bate al furtunilor talaz? Însă tu ce porți izvorul din înjunghiatul miel, tu ce aștepți să vină norul să te ia Mântuitorul, ce faci astăzi pentru el? Ucenicul nu-i mai mare ca maestru, frați creștini. Dacă el s-a frânt sub soare, tu dorești pe-a ta cărare numai roze fără spini? Vrei să ajungi la suferință fără luptă, fără bai? Este oare cu putință, fără nici o suferință, să pășești din lume în rai? Vrem ca mielul de iertare să ne fie Paște Sfânt și eternă sărbătoare, fără ierburile amare scrise în vechiul legământ. Simeon spunea odată că Iisus va fi un semn ce stârni va lumea toată. Dacă El e în tine, iată, lumea nu va sta de lemn. Deci au fost mereu senine zilele de până acum, tu întreabă-te mai bine dacă drumul tău, creștine, e adevăratul drum. Dar când vezi în drum, pe alături, un dispreț, o vorbă rea, când te iau vecini în jocuri și prieteni în batjocuri, asta e calea, mergi pe ea. Vântul încercării cerne și adună ce-i ceresc, tu în rugă-te proșterne, căci cununile eterne din necazuri se împletesc. Nu purtăm mai grea povară, o, de cât putem iubi, cu cât cruce mai ușoară, în eterna primăvară, mai ușor și tu vei fi. Doamne, noi îți cerem ție, o, ajută-ne pe drum, ca spre a ta împărăție să primim cu bucurie încercările de acum. Căci ferice de acela care știe purta frumos și ocara și ideea că cel are în mână cheia biruința lui Hristos. Amin.